Crucea Roșie Suceava continuă donațiile către spitalele din județul Suceava cu echipamente achiziționate ca urmare a strângerii de fonduri în cadrul campaniei Un centimetru de fapt. Crucea Roșie Suceava împreună cu un om de afaceri sucevean au donat către spitalele din Suceava rădăuți și fălticeni echipamente necesare dotării complete a unui salon din cadrul secțiilor de pneumologie din aceste spitale. Donația a constat în paturi de terapie intensivă, câte patru pentru secțiile din rădăuți și fălticeni, concentratoare de oxigen și monitor funcții vitale, câte patru pentru fiecare spital, bol umidificator, 24 de bucăți, canulă nazală, 60 de bucăți, măști de protecție, aproape 20 Mii și alte materiale necesare în aceste spitale. Valoarea totală a donațiilor din ultimele zile este de peste 72.000 de, de euro.